Domnul Nicolae Tomescu, deja prezentate, domn director, pentru prima dată sunteți în țara noastră. Este foarte adevărat, da. Ce impresie aveți? Deja de două zile sunteți la noi, o să mai rămâneți câteva zile? Sunt uimit pentru că lumea pe care o descoper este cu adevărat fascinantă. Cu atât mai neplăcut surprins de tot ceea ce se întâmplă într-un alt spațiu. Din fericire, Voivodina sârbească este ferită de toate avatarurile războiului. Cu atât mai surprins cu cât am cunoscut în diferite ocazii oameni de naționalitate sârbă. Cuprinderea în ceea ce privește emisiunea de istorie nu se realizează numai în funcție de atașamentul exclusiv al meu față de națiunea căreia îi aparțin și tot ce este propriu acestei națiuni. Urmăresc, desigur, o dezvoltare spirituală a relațiilor dintre români și alte națiuni. De aceea, în emisiunea de istorie, și-au găsit locuri interviuri cu istorici de prestigiu din Anglia, Franța, Germania, Statele Unite ale Americii, dar vreau să vă mărturisesc că am tratat timp de mai multe săptămâni câteva tablete legate tocmai de istoricul relațiilor româno-sârbe.